pe domnul Svoboda, îl voi aduce pe urmele domnului președinte Schulz la Târgu Jiu, să punem cât mai mulți suporteri la proiectul Complexul Brâncuș pe lista UNESCO. La Târgu Jiu vor ajunge și ministrul Educației Ecaterina Andronescu și ministrul Sănătății Raed Arafat. Săptămâna aceasta o voi ruga pe doamna ministru Andronescu să mă însoțească la întâlnirea cu profesorii. Săptămâna viitoare pe domnul ministru Arafat pentru a porni în mod și pe teren proiectul cu heliportul pentru Smurd și să vedem exact ce facilități mai sunt necesare pentru transportul persoanelor către heliport și de acolo cu elicopterul, fie la Craiova, fie la București. Premierul a vorbit și despre licitația pentru centura municipiului, proiect de aproape 100 de milioane de euro care vizează dezvoltarea infrastructurii orașului. Licitația se va ține în următoarele zile, după care se va da drumul la lucrări. Practic, tot traficul dinspre Petroșani, spre Vâlcea și Craiova va ocoli municipiul Târgu Jiu.